Planurile politice posibil penale, ezitările biroului electoral central și ignorarea deciziilor acestuia de către Ministerul de Externe au blocat votarea la alegerile prezidențiale din 2014. Vechea Dacie a revenit la modă și a transportat dezora alegători de la o secție la alta, spune presa. Dacă ne-am săturat de toate astea, trebuie să schimbăm pagina. Vrei un vot care să reflecte voința ta sau aranjamentele politicienilor? Atunci avem nevoie de o dezbatere publică, fără populisme, despre codul electoral care să aducă claritate și unitate în organizarea alegerilor. Știai că în turul al doilea, 13,39% din alegători au votat pe liste suplimentare? Ei bine, pentru ca votul multiplu să devină istorie, trebuie introdusă posibilitatea verificării în timp real a CNP-urilor în secțiile de votare. În străinătate trebuie organizate cât mai multe secții de votare, în zonele intens populate de români și la cererea alegătorilor. Avem nevoie de discuții publice argumentate despre votul prin corespondență și cel electronic. Transparența este esențială, așa că drepturile observatorilor trebuie extinse și exercitate fără bariere administrative. Avem nevoie de reguli clare pentru contestarea deciziilor administrației electorale și termene scurte pentru hotărârile judecătorești. Pentru a fi aplicat la posibilele alegeri parțiale din 2015 și la cele din 2016, codul electoral trebuie discutat de urgență. Susține soluțiile propuse de EFOR.